Starea de alertă va fi prelungită din 13 aprilie cu încă 30 de zile, dar o parte a restricțiilor va fi eliminată. Autoritățile au anunțat o ridicare a restricțiilor cu ocazia sărbătorilor pascale ortodoxe. Astfel, în noaptea de Paște, circulația va fi permisă până la ora 5 dimineața, fără a fi necesară declarație pe propria răspundere sau adeverință de la angajator. Autoritățile au anunțat că restricțiile vor fi ridicate cu ocazia sărbătorilor pascale ortodoxe. Așa se face că în noaptea de Paște, credincioșii pot merge la slujba de înviere, întrucât circulația va fi liberă până la ora 5 dimineața. Toate acestea se întâmplă în contextul în care Comitetul Național pentru Situații de Urgență a prelungit starea de alertă cu încă 30 de zile. Este permisă circulația persoanelor în noaptea de 1 spre 2 mai, în intervalul orar 20 seara, 5 dimineața, pentru ca oamenii să poată participa la slujba de înviere, iar magazinele vor fi închise la ora 20 în Vinerea Mare, nu la ora 18 în localitățile unde s-a luat această măsură. Deci este vorba de localitățile unde rata de incidență a depășit 4 la 1000 de locuitori. Preoții au anunțat deja că se pregătesc să-i primească pe credincioși la slujba de înviere. Anul trecut, bisericile au fost goale, iar enoriașii au primit Lumina Sfântă cu ajutorul voluntarilor. Noaptea de înviere, pentru cultul ortodox, să se permită circulația persoanelor fără restricție între orele 0 și 5 dimineața, având în vedere că în cultul ortodox slujba durează undeva între ora 0 și 4 dimineața. Oamenii se vor putea deplasa către bisericile unde vor dori să participe la Sfânta Slujbă, numai prin mijloace proprii de transport sau pe jos. Nu li se vor pune la dispoziție sau nu va circula în noaptea de Paști, nu vor circula mijloacele de transport în comun. Aici vorbim de autobuze, trenuri, metrou în cazul Bucureștiului sau alte mijloace de transport în comun. Și în privința sărbătorii Sfântului Gheorghe, autoritățile au venit cu precizări. În zilele de 23 aprilie de Sfântul Gheorghe și 30 aprilie, operatorii economici care desfășoară activități de comerț, prestări de servicii în spații închise și sau deschise, publice și sau private, își pot organiza și desfășura activitatea în intervalul orar 5 dimineața, 20 seara. În intervalul orar 20 seara, 5 dimineața, aceștia pot funcționa doar în relația cu cei care au activitate de livrare la domiciliu. Starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile începând din 13 aprilie. În cazul în care rata de infectare nu va scădea, în luna mai există toate șansele ca starea de alertă să fie extinsă. Totuși, autoritățile au anunțat că de la 1 iunie va exista o ridicare a restricțiilor destul de amplă. Toate acestea au fost solicitate de reprezentanții industriei Horeca, cea care a fost lovită masiv de măsurile sanitare impuse de pandemie.